A fost alertă la granițele României cu Ucraina. O nouă lovitură din partea rușilor a venit imediat după victoria Maesandu. Ucraina a fost ținta unui atac violent cu drone în proximitatea frontierii fluviale cu România. A fost instituită alertă aeriană în zona de nord a județului Tulcea, iar locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească. Au fost vizate mai multe obiecte civile și de infrastructură ucrainiene, lucru despre care Ministerul Apărării Naționale a declarat că este de condamnat, fiind un atac nejustificat și în gravă contradicție cu normele de drept internațional. Spațiul aerian a fost atent și permanent monitorizat de către sistemul de supraveghere RADA la României și de două aeronave de tip F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă al poliției aeriene. Conform procedurilor, forțele MAPN vor executa cercetări în zonele afla aflate în apropierea obiectivelor alocate în mod ilegal de forțele ruse pentru depistarea unor eventuale situații de impact a unor vehicule aeriene sau resturile acestora.